Mai mulți tineri care au închiriat o vilă pentru a chefui de revelion au devastat pereții camerelor, precum și mobilierul. Proprietarul pensiunii a declarat faptul că pagubele produse depășesc suma de 20.000 de euro. Bărbatul a depus și plângere penală. Tinerii au spart pereții, ușile, televizoarele, au pus la pământ frigiderul și au deteriorat piese de mobilier. În ajunul anului nou, tinerii l-au sunat pe proprietar și au spus că își caută un loc unde să petreacă revelionul, iar bărbatul a oferit locul spre închiriere. Ulterior, proprietarii au observat că toate camerele de supraveghere nu mai funcționează și au încercat să ia legătura cu tinerii, însă niciunul dintre ei nu a mai răspuns. Dimineața, proprietarii pensiunii au ajuns în locații și au găsit pereții devastați și mobilierul distrus. Tinerii au închiriat vila pentru revelion, iar până dimineață au distrus tot în ea. N-a rămas nimic întreg, nici măcar pereții. În plus, au vândut bilete la intrare și au organizat o adevărată petrecere underground cu droguri, băutură și arme. Conform informațiilor, tinerii percepeau o taxă de 80 de lei pentru cei care doreau să participe la petrecere.